Orheiul vechi a fost inclus de către renumitul blog de călătorii My Global Viewpoint într-un top al celor mai atractive destinații din Europa de Est, pentru cei care doresc să evadeze din civilizație, scrie realitatea.md. Potrivit autorului clasamentului, o perioadă lungă de timp, Europa de Est a fost jumătatea nedescoperită a continentului. Însă lucrurile se schimbă. Astfel, complexul istoric Orheiul vechi din Republica Moldova a ocupat locul 4 în clasament. Adesea umbrit de destinații europene mai renumite, Orheiul vechi este fără îndoială unul dintre locurile care trebuie văzute din Europa de Est. Acest complex arheologic, o bijuterie uluitoare ascunsă în Europa de Est, se află pe fundalul peisajelor ondulate ale Moldovei. Oferă un amestec unic de frumusețe naturală și minuni create de om. Mănăstirile și fortificațiile antice ale sitului, sculptate meticulos în stânci de calcar, servesc drept martori tăcuți ai istoriei bogate a regiunii. Fiecare structură povestește despre călugări, pelerini și războinici care au trăit cândva pe acest pământ. Mănăstirea Orheiul vechi se remarcă prin priceperea sa arhitecturală, cu camere și capele cizelate direct în stâncă, reflectând dăruirea constructorilor săi. Regiunea înconjurătoare completează alura istorică a Orheiului vechi. Râul Răud, cu apele sale senine, curge adiacent sitului, în timp ce satele tradiționale moldovenești din apropiere oferă perspective asupra unui mod de viață conservat. Orheiul vechi găzduiește artefacte care datează din perioadele paleolitic, dacic și hoardă de aur. Săpăturile recente au scos la iveală monede, ceramică și unelte, cimentând și mai mult importanța acesteia în istoria Europei de Est, astfel descrie autorul blogului Orheiul vechi.